Mulțumesc foarte mult și îmi doresc să mă despăr puțin de tonul tău, care este mai degrabă optimist, și să îți propun o perspectivă care este mai degrabă pesimistă. O primă observație. Da, în aceste fotografii vedem individualități, pentru că vedem imaginea acelei românii care a fost capabilă să-și conserve individualitatea chiar și în momentele în care masificarea era impusă de stat din mijloacele cele mai teribile. Dar există și o altă Românie pe care fotografiile lui Andrei Pandele nu o surprind, dar este exact acea Românie pe care Ion Iliescu o cunoștea foarte bine. Și atunci când vrei să înțelegi care dintre cele două Românii au avut câștig de cauză, trebuie să-ți aduci aminte de finalul unui film pe care cu siguranță regimul comunist a regretat profund că l-a lăsat măcar să existe. Este vorba de reconstituirea Republicii. Pentru că ori de câte ori revăd acel final, mă frapează un fapt cum te atrapa și pe tine fotografii. Oamenii care trec pe lângă spectacolul reconstituirii sunt interșanjabili. Ei sunt masă. Și cu siguranță cei care în decembrie 1989 nu au participat la acest moment de redescoperire a libertății și au conservat mai degrabă instinctele de masă decât instinctele individuale. Iar lunile care au urmat au făcut decât să dovedească că este foarte ușor într-o societate care a trecut prin experiența masificării să reactiveze acest instinct. Fiindcă uitându-mă pe aceste fotografii care într-adevăr vorbesc despre un moment auroral al fraternității, nu pot să nu mă gândesc la alt tip de fotografii care vorbesc despre o altă față României. Este vorba de momentul iunie 90. Tu ai vorbit și cu siguranță aceasta este esența libertății, ai vorbit despre curajul oamenilor de a se înfățișa. Ceea ce observ în câteva luni este că oamenii redescoperă necesitatea de a se ascunde pentru că alții doresc să-i denunțe și să-i dezvăluie. Și aceiași oameni care probabil dădeau din mâine entuziasm văzându-vă pe voi, deși în termeni etici erau niște lași, dar își descoperiseră vocația de curaj acum, peste câteva luni nu îți vor face ție cu mâna, nu vă vor face vouă cu mâna, vor face cu mâna minerilor și vor îndemna pe mineri să-i ia la fel cum se lua și în Germania Națională Socialistă, și în Italia lui Mussolini, și în Rusia Leninistă și Stalinistă. Cât din aceste două instantanii este greu să-l aleg pe cel decisiv. Fiindcă dacă acest moment al frumuseții etice ar fi fost cel definitor pentru noi, Ion Iliescu nu ar fi avut nicio fel de șansă. Ori se vede treaba că, până la urmă, există în această Românie pe care am modelat-o Nicolae Ceaușescu ceva cu totul special care pare să reziste chiar și acestor momente auronale de speranță. Fiindcă, într-adevăr, aceste fotografii vorbesc despre oameni obișnuiți în situații extraordinare. Nu sunt tipul de fotografii cu care, de exemplu, Frontul Salvării Naționale a cucerit o țară întreagă. Să nu uităm, experiența pe care tu ai evocat-o este o experiență limitată și mediată. Limitată pentru că a fost trăită doar de unii și mediată pentru că a fost cunoscută de oameni de la un punct încolo prin intermediul televiziunii. Ori ceea ce televiziunea face este să înlocuiască lentilele cu care vezi realitatea. În locul lentilelor lui Andrei Pandele apar lentilele celor care serviseră pe tovarul și secretar general și acum îl serveau pe președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, domnul sau tovarășul Ion Iliescu. Și fractura dintre cele două românii se explică prin privirile pe care le ai asupra unui prezent care începe să devină trecut. Pentru că foarte posibil o parte dintre cei care au trăit momentul auroral în 1989 au mers mai departe și au descoperit și decepțiile, tristețile vieții universității. Foarte mulți dintre cei care nu au avut niciodată acces la această experiență unică au preferat să rămână cu tipul de imagine confecționată de televiziunea română liberă. Și, într-un fel, divorțul dintre aceste românii nu a încetat niciodată să existe. Cazul care îmi vine în minte, apropo de revelații, este 10 august.
celebrul 10 august pe care doamna Dăncilă pare să-l descopere acum. Este un fenomen foarte asemănător cu cel pe care l-a evocat. Aceeași realitate văzută diferit. Pentru cei care au fost în piață și pentru cei care au un oarecare instinct al normalității etice și politice, acolo s-a petrecut un act de represiune. Statul a agresat cetățenii nevinovați. Pentru cei care privesc prin lentila televiziunii și prin lentila doamnei Dăncilă, acolo lucrurile stau exact pe dos. Câte a spune că după 30 de ani, noi n-am ieșit din această situație de un dramatism elementar. Vezi nefericirea, vezi crima, vezi barbaria și totuși ochii diferiți văd diferit. Și faptul că noi nu avem un minim consens în această societate asupra ceea ce înseamnă impostură, mediocritate, violență, corupție, onestitate, lipsa acestui consens este de fapt moștenirea otrăvită a fesenismului, pentru că dacă oamenii din 1989 și-ar fi conservat acel instinct etic care a supraviețuit comunismului, lucrurile poate fi arătat altfel. Dar imediat, e interesant și din punct de vedere al peisajelor. El a început o primăvară stranie, după care apare iarna. Și undeva din această iarnă apare și Ion Iliescu. Și el, de fapt, dacă ne uităm cu atenție la traiectoria lui politică, nu face decât să reinventeze ușmanul. Pentru a... E un lucru elementar, dar se pare că pentru cei care au fost alături de Ion Iliescu, nu a fost elementar acum, după cum nu era elementar nici atunci. Și inventarea urii este, de fapt, moștenirea otrăvită care a condus la dispariția acestui moment auroral. Încât aș încheia spunând că aceste fotografii, mie personal, îmi lasă un sentiment de imensă tristețe, nu de imensă bucurie. Eu nu eram în București la momentul Revoluției, nici nu aveam capacitatea de a fi întru totul activ pe scena istoriei. Eu am văzut o parte din Revoluție prin ochii celor care au văzut Revoluția prin ochii televizorului. Și mă aduc aminte că pe strada unde locuiam, eram în vacanță la bunici, cineva, apropo de eroismul românesc, a țâșnit așa cum țâșnește un șobolan din vizuina sa, s-a dus, a înălțat un steag, s-a gândit câteva minute, s-a uitat puțin la steag, după care a luat steagul, l-a împătrit și a fugit. De ce? Pentru că probabil era, fără să o știe, un viitor votant al lui Ion Iliescu. Și a înțeles că istoria lucrează în mod misterios și că este prematur totuși să te dezvălui, fiindcă s-ar putea ca dezvăluirea să fie fatală. Ori mie mi se pare că între aceste două românii, unul, divorțul este complet, și doi, România acestor oameni care ies cu steagul, după care le împăturesc și fug, este România care, din păcate, ne-a decis nouă soartă timp de 30 de ani. Și asta este ceva ce mie personal nu poate decât să-mi provoace o eternă tristețe, pentru că sunt 30 de ani pierduți pe spinarea celor care au avut curajul să se dezvăluie, în beneficiul celor care nu au avut niciodată curajul să se împățișeze așa cum. Mulțumesc!